altă lecție HTML, la cum să porniți calculatorul PC. Dacă țineți minte, am vorbit într-o lecție anterioară despre caseta cerculeț de bifare, da, de alegere dintre două valori. Și acum vă voi arăta cum se creează caseta pătrat box, cea de bifare, pătrățel, da, și unde putem bifa și debifa câte valori dorim din câte sunt. Bun. Vom lăsa astea la fel pentru un moment să văd ce trebuie schimbat. Deci, haideți să facem în loc de întrebarea asta, să zicem, alegeți din produse, din lista de produse, lista de produse, virgulă, ce alegeți din listă, ce produse vă interesează. Sează. Două puncte, da? Și poc! Deci alegeți din listă ce produse vă interesează. Iar din toate astea am uitat să scriu ceva. Da. Form action. Am uitat să scriu. M-am grăbit să refac și form action egal ghilimele ghilimele metod egal ghilimele ghilimele. De fapt, bârâul venea de desubt la ăsta, nu aici. Așa. Și zicem în loc de da, label, sau puteți să scrieți text direct, dar eu, ca să mă obișnuiesc și să-mi fie foarte ușor, fac laptop, smartphone și, să zicem, și o tastatură. Trei produse, da? Laptop. Top 1, da, tipul 1. Și să-i pun și aici una BR și să-l fac și pe ăsta, da. Laptop. Așa. Ce ai, smartphone? Smartphone, hai să zicem, al treilea, ID, smartphone și tastatură virtuală 3, da. Astea sunt ID-urile. Când dau click pe nume, să-mi selecteze și ăsta, da? Și aici e laptop 1. Laptop 1, da? Laptop 1. Aici să fie smart phone 3 și aici tastatură virtuală, să zicem 10, nu? 10. Nu mai stau să scriu. Virtuală 10, da.
aici totul e ok. Aici trebuie schimbat input type checkbox. Da? Q, F, E, K, K, B, O, X. Ok? Checkbox name. Da? Și în loc de la name îi zicem laptop 1, da? Cu L mare. Cum l-am scris, laptop 1, smartphone 3 la name. Și deci unde am scris textul? Și aici input checkbox, da, ID, name și valoare. La valoare scriem listă produse selectate. Listă produse selectate. Valoare listă produse selectate, da? Și să mă uit unde mai am radio, în loc de radio checkbox. Mai țin un pic ăsta deschis, poate n-ați copiat tot și m-am mișcat eu prea repede. Laptop 1, smartphone, tastatură virtuală 10. Bun, valoare, am închis formul și dacă îi dau acum reload. În fine, nu sunt ele făcute, dar nu stau acum să le aranjez. Pot bifa câte vreau și debifa câte vreau. Da? Da. Și cam asta a fost și cu acest episod.